Noua eleve ale Colegiului Național Silvania din Zalău, membri ale echipei de majoritate a colegiului, au făcut în weekend campanie electorală pentru partidul Mișcarea Populară în costume inscripționate cu CNS. Poliția a intrat pe fir pentru a afla în ce măsură a fost încălcată legea electorală. Potrivit directorului Vasile Bulgărean, propunerea de a dansa pentru Partidul Mișcarea Populară în campanie le-ar fi fost făcut fetelor vineri 9 mai de către vicepreședintele organizației Zalău. Propunerea viza întreaga campanie electorală fetelor mând să primească pentru fiecare zi câte 50 de lei. Ele au apucat să participe la campanie sâmbătă și duminică pentru că ieri conducerea colegiului a aflat de la competitorii politici ai PMP de implicarea elevelor în campanie. Problema este că au dansat cu costume pe care scrie CNS, ori în mod clar nu suntem de acord cu folosirea însemnelor colegiului în scop electoral. Instructoarea lor le-a reproșat și faptul că nu au anunțat ceea ce au de gând să facă pentru că putea măcar să le prevină, putea să le pună puțin în gardă, ne-a declarat bulgărean. Potrivit acestuia, afect fetele aveau costumele acasă întrucât ele se pregătesc pentru campionatul național de majorete. Cele nouă membre ale echipei de majorete care s-au implicat în campania electorală a PMP riscă acum sancțiuni din partea colegiului. O să discutăm în Consiliul de Administrație ce sancțiuni o să le aplicăm. Nu vom lua o decizie imediat pentru că nu vrem să o facem sub impulsul agitației momentului, a precizat directorul. Pe firul întâmplării au intrat și polițiștii care au început o anchetă pentru a vedea dacă nu s-a încălcat legea electorală. În articolul 40 din legea 33 pe 2007 se precizează că nu pot fi folosite în campania electorală persoane minore cu vârsta sub 16 ani. Este adevărat, în textul legii se face referire doar la împărțirea de materiale electorale. Dacă se confirmă, vorbim de o contravenție de care se face vinovat partidul, ne-a declarat Tincuța Dumuța, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. De cealaltă parte, președintele PMP Sălaj Radu Cristescu susține că toată această agitație este provocată de faptul că ideea de a folosi majoretele a aparținut mișcării populare și nu a altor formațiuni. Dacă le venea altora ideea, nu era atât de grav, a spus politicianul.